Da, și cântăm, vine dor de ducă. Da, pe măr pe deal ca și pe muncă. Ai măr pe deal ca și pe muncă. Am revenit pe Valea Șioului, după 6 ani, iată, să mă duc din nou la Viorel acasă. Atunci mi-a făcut o poză și a zis că atunci când mai trece pe aici, o să viu să-mi iau poză. Din păcate, nu mai pot lua poza de la Viorel, că Viorel s-a dus în cea lume. De câte ori mă duc în Nord, mă atrage ceva nedeslușit. Nu știu ce e, dar acest ceva este în mine. Sunt altfel, mă bucur din orice, viața îmi pare mai frumoasă. De data aceasta am plecat cu gândul să-l reîntâlnesc pe Badea Viorel din Sebiș, cel care făcea fotografii și pe care îl vizitau la tot ceasul femeile din sat atunci când veneau la vâltoare. Viorel avea moară de apă, dar ce nu avea Viorel? Pricepere, bună dispoziție, dragoste de oameni și respect pentru toată lumea. Bucuria mea a fost retezată brusc atunci când ne-am întâlnit cu un om din sat și mi-a spus că Viorel nu mai este, că s-a dus în lumea de dincolo, în ziua de bobotează. Și vremea parcă voia să-mi spună ceva. Fulgi mari de zăpadă se rostogoleau în aer, omătul crâșca sub picioare. Soarele trimitea raze printre nori, ca și cum ar fi știut că trebuie să mă alunge tristețea. Abătut, cu pași domoli, am intrat în Sebiș. M-am oprit în sat, copiii cu săniuțe se bucurau, erau în lumea lor. Din josul satului venea agale un bătrân. S-a oprit cu privirea țintită spre mine, totul părea normal. Fiecare știa că are de dus un lucru până în capăt. Noroc bun! Încă trău! Am niște oi acolo. Unde ai oi? Câte oi ai? Am multe, nu mă pot și așa oi. Dar de ce ai numai tătea? Păi, nu am atâtea. Dar mai de mult câte ai avut? Am avut și 30 și 40, dar pe nu mi-am îmbătrânit, singur. Asta să vă spun. Câte stâni sunt în sat aici? Păi, 3-4 stâni. 3-4 stâni? Ne te-ai umblat la oi? Am umblat atunci de mult. Nu am umblat, de 71 de ani. Și unde ți-s oile astea? Pot pe vale, la deal. La deal? Dar pe cum? Nu le vin luptile alea? Sunt închisă. Sunt închisă? Nu le grajde, la giunie și afară. Închisă, dar... Ce ziceți de oamenii ăștia în sat? Ce mai fac oamenii pe aici? Care cum pot. Ce învârtesc pe aici? Păi ce să mă învârtesc? Bună ziua, să trăiți, domnul bună profesor. Ziua! Așa e obiceiul, deci eu stăm... Eu sunt cam înseamnă. Eu sunt Oltean. Oltean. Oltean Gavril. Oltean Gavril. Numai cu ele astea îți duci... Nu, nu avem acasă, nu mare, zice, bași. Nu avea să pornim în sus, să facem mai povestim, mă, că să te însoțesc la drum. Neta, asta... Eu mă duc... Unde vă duceți?
O zis că a vrut unul din ăsta care cântă la un os de pește, sau cum se zice așa. Un os de pește? Cum să cânte la os de pește? Păi are un... Ce os de pește? La sos de pește? La sos de pește. A, sunt aici pești așa de mari? Pești, așa de mari? Pești, sunt păstrăși, dar mi-e puțin. A, păstrăm și din sosul de pe păstrăși cântat noastră. Eu nu cânt pe ăla. Am auzit asta. Am, eu mă duc cu dânsul să-mi arăt uile. Să-mi privim înapoi, hai să vedem. Câine, ai acolo? Nu. Dar ce, au murit câine? Eu mâncam lupte. Câine, ce mi-e bun acolo, câine? Cum? Am acasă niște cătdește pe mici. Căței? Ia. Pufi? Pufi. Pufi. Ce mi-e bun. Așa. Merem încolo. Brânză, ai după ele. Ce zic? Brânză. Brânză. Ei. Câți mii? Ei, am 7 mii. O fătat? O fătat. 4 oi, o fătat câte 2 mii. Și-o pun el la tăiat, ăla foc mai mare, bine de mult. Badea Gavrilu Oltean, a lui Samson, cum îi spun în sat, a umblat la oi toată viața. A trăit singur și mi-a spus că cea mai mare bucurie a lui pe lumea asta au fost animalele. L-am rugat să mă lase să mă duc cu el la oi. Mi-a spus că Saivanul e departe, că merge în fiecare zi 10 km pe jos până acolo, dar că nu simte oboseala când știe că îl așteaptă 6 oi, 4 mieluți și o capră cu 2 iezi. Eu dacă știa că mă întâlnim cu dumneavoastră, cu așa ceva, de revineam pe eu în țaran. A, probabil, vineai de sărbătoare să mergem la voi, da, sigur, e bine, da, da. Sigur, da, așa e sigur, așa, trebuie să-i îmbrăci de sărbătoare când mergi să fie moile, da. Ca așa, ca cum îmbam. Cum umbli de altă dată. Cum umbli, că la biserică trebuie să mergi și la oi. Da. Eu sunt om sân, cu jichele, cu oile, cu ea și am ocupat. Eu am, câte în sat s-a întâmplat să am dezlegat 10 de jiche. Le-am dezlegat, am spus, mere, cartofă și au avut în ele. Eu m-am ocupat la astea, eu la astea am crescut. Cu ce ai crescut, mineta? Cu oile? Cu oile și cu jichele. Drumul meu cu Badea Gavrila a fost de poveste. Mergând spre Saivan, ne-am întâlnit cu alți ciobani, Simion Caion și Aluaș Alexandru. Fiecare vroia să ne arate oile lui. Ascultându-i, am înțeles că asta era cea mai mare mândrie a lor. Asta e berbece, nu? Da. Asta... Haide-mi, haide. Cârlan. Și ăștia-s numai cârlan? Numai cârlan. Trei oi. Așa. Trei. Ce? 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 Băi, nu mai vine înapoi, mă! Ba, vin dacă buca pleca râsa aia. Dacă buca pleca creanga aia, atunci vin înapoi. Aha, scrie, hai mă! Scrie! Aici la noi sunt 14.000 de oi. Într-un sat de 200 de oi. Păi dânsul zic că 10. Nu, nu, 14.000 de oi. 14.000 de oi. 900 de vaci. A, oamenii să mai țin animale. Da, și eu am 10 vaci mari. 10. Și am două vaci deja, două... O întaunat și o viță aici, am zis. No, mai nu se vede acum nu am încăput. Nimeni nu înțelege viața lor, zbaterile lor. Am simțit că o parte din pilonii acestui popor sunt ei, ciobani, păcurari. Derutați de politici sociale, de reorganizări administrative, nu s-au descurajat și continuă să-și țină neamul. Au o forță de nezdruncinat. N-au putut fi zmintiți. Pentru ei centrul lumii este stâna. Dumneata organizarea, să se organizeze și să vă fie bine. Pentru dumneata, cum ar fi bine? Și să te determine lumea, e, să ții oi. Asta nu. Mă uite cum a fost și acum. E. Anul trecut a fost zis că dau 80.000 la kilogramul de miel. Da. Când au venit, o dat 70. E, mineta, știu că îți dă 80, când te-ai dus acolo, ți-o dat 70. 70. Dacă vrei, dai, dacă nu, gata.
și n-am avut decât să-i dau, cu 70. Că n-ai avut ce faci. Ce să fac? Când o fac la o săptămână și dacă vreți, cu 65. Eu nu i-am dat atunci cu 70, că ați zic, s-o sui. După aia am dat cu 65. Domnule, de ce te mințesc? Păi dar așa se învăța soțul. Dar știi ce eu cred, Vade? Eu cred în felul meu. Că ei nu știu viața dumneavoastră de aici, că nu vin pe... Nu știu, va bine. Știu? Da, cum, dar de unde-ți? Tăi de aici și din zona asta noastră. Aici cum îi zice la locul ăsta unde suntem? Aici noi spunem Valea lui Pavel. Cum? Valea lui Pavel. Valea lui Pavel, da, așa unde. Așa i-au spus bătrânii și așa am apucat. De mult, poate vogă în Pavel. Da. Așa i-au spus la teritoriul ăsta și de acolo la mine în sus îi zic Vârful Mniștii. Vârful? Vârful Mniștii. Cu cât mă apropiam de Saivane, simțeam o protecție. Nu mi-era frică, cu toate că eram înconjurați de un cordon de câini ciobănești. Lătrăturile câinilor, zbierătul mieilor, alergăturile vițeilor vreau să-mi spună că acolo începe viața. Da, de o trecut. O trecut. Asta e Valea lui Pavă. Acum să văd eu dacă... Nu dau ca să... Nu, că nu, bagi, dar nu. Ia mai râd. Ei, dar aici ai aer curat, sănătate curată, bagi. Aici e locul meu tare. Acolo e căsuța, nu? Da. Acolo... E suele. Da. Și aici așa? Am un magar. Magar? Da. Și... Păi ne-mi dați-le drumul. Le puteți da drumul pe afară? Cum să nu? Ne-mi dați-le drumul pe afară. Zi la copil să le dea drumul pe afară. Am ne-a lăsat pe seama câinilor. Lasă că nu se învață și ei cu oamenii după ce văd multă lume. Cheamă-ne aici să le vedem și noi. Măi, o să se joace aici, a? Toată atenția e pe om, cum lucrează. Dumneavoastră lucrați cu el aici, ce aveți de lucrat la...
Hei, 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 cea, 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 cea. Bună ziua! Bună ziua! Băi, Alessandro, e gata focul? Gata, așa fac, se poate sigur, pagă cu gata. Sigur, păi cum să nu? Gata, m-a dus oile, le-am scos. Ia că vine și Horinca. Ciobanii cu băutul și oamenii... Pădientina? Da, că așa-i fain. Neta? Bade, Alessandor, să ai noroc la voi. Și ne mulțumim, și mulțumim frumos. Că v-ați deranjat până aici. Am lăsat saivanul lui Alexandru și poveștile lui pline de tâlc. Pe un ger năprasnic și un vânt aspru, am pornit după Badea Gavrilă, care a insistat să mă duc până la saivanul lui să mă arate capra cu doi iezi despre care îmi vorbise în sat. Bade, Gavrilă, amu, cu mine arată-mi ce vrei să faci pe aici. Ești Gavrila și Samson? Gavrila și Samson. Nu, hai să văd ce vrei să faci aici. Unde mergi? Eu merg să deschid oile. Am pus în ușă pentru să nu vie ceva ca să arăzăm. Nu, nu, dă-le drum. Dă-le drum. Da, dar nu ne poți da drum pe aici. Nu? Nu, eu merg prin casă. Prin casă, nu du-te prin casă. Dar casele... Să-mi fac aici, să iau alea de aici. Nu, luați-le. Da, am zis că am să viu atunci. Aaa, dară, dară. Deci trebuie să iei din ușă. Da, da. Na, bun. Peisajul era de poveste. Urmele lăsate pe zăpadă se adânceau tot mai mult. Pe fața lui Badea Gavrilă se vedea o bucurie de nedescris. Din depărtare se auzea behăitul oilor. Când am ajuns la saivan, Gavrilă și-a intrat în rol ca și cum nu ar fi fost nimeni cu el. Opa! Hai, dă-ți voi, mă! Hai, dați, mă! Hai, dați-și voi, mă! Mă! Mă, ieduțule, mă! Mă, ieduțule, pentru tine am venit până aici, să te văd cât ești tu de mărișor! Mărișor ești tu, mărișor, mărișor, mărișor! Mărișor!
Opa! Hai de aici! Ei, bate Gavrila, aici o avere! Le pui mâncare aici? Da, da! Vreți să intrați înăuntru? Bă. Să le dau drumul înăuntru? Încă nu, bine. Asta a fost veselia? Veselia mea. Eu altă veselie n-am avut, dragă. Bă, uite jos. Ori mă crede, ori nu mă crede. Aia, oaie blestemată. E blăstămată asta? Obraznică. Vrea să saie peste ușă. Stai jos, stai jos. Ce, mă? De ce-ți dera? Ce mai vreți? Gheduțul! Nu. Am făcut treaba, una, două. Da. Dar cum e strigătura aceea? Știi că mi-a strigat, e strigăuș mare. Păcurat, frumos, încet. Nu, ninză. Oi, păcurat, frumos, încet, oi, băi, la muncă, nu se dăt. Așa cu geaua, băi, băi. Vă place, domnul? Că cum să nu-mi placă? Dacă mă va supăra, că v-am adus până la mine. Cum să mă supăra? E dulce, chiar așa, că mi-a promis, nu? Mi-a ta m-am întâlnit în sat, în Sebeș, și zic, gata. Exact. Vrei să viu, bani, Gavrilă, cu mi-a ta? Dumnezeu vă ajute bine, că a zis eu. No. Dar pătrun ne-am mai întâlnit cu azi pe curat, ne-am dus până la ei. Bine, că poți. I-am văzut pe Zdușar. Am văzut Zdușar, la mine e sărăcie. Am plecat de la saivanul lui Badea Gavrilă, printre pomii dătători de speranță că doar într-o zi primăvara se va îndura și ne va zâmbi din nou. Când am ajuns în sat, soarele era la scăpătat, după o zi în care strălucise parcă mai tare ca niciodată. Asta ca să uităm de vestea morții lui Badea Viorel, cel pentru care făcusem atâta drum până la Sebișul Bistriții.